Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătării. Astăzi vom pregăti o amestecătură, o bogăție de carne, adică nu chiar așa multe. Sunt vreo trei feluri de cărnuri pe acolo. Mai exact o facem o tochitură. Sau tocănița. Nu, tochitură. O să punem niște carne de porc, dar nu ne limităm doar la carne de porc. O să punem și niște organe, adică o să punem niște rinichi și niște ficat. Ar mai merge și un creier, dar nu o să pun creier, fiindcă se prea sparge, prea se... Nu. O să facem o chestie foarte faină. Adică o să tocăm ceapă, o să tocăm carne mai grasă de pe pulpă. Dar haideți ca să vă arăt eu ce am pe masă. Dar nu înainte de le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa, cei care sunt alături de noi cu această rețetă faină, bună, gustoasă, care, deși pare multă, pare cu multe ingrediente, să știți că nu costă nici măcar 50 de lei. Depinde cât cumpărați și pentru câte persoane. Aici ce-am pregătit eu este pentru 6 sau 7 persoane. Chiar 8 persoane vor mânca, fiindcă vom face o garnitură de mămăligă, da, o mămăligă mai altfel, cu niște curcubă. Da. Hai să trecem la treabă, haideți la masă, dar nu uitați că în magazinele Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră, începând de la carnea proaspătă, terminând cu mezeluri, fel de fel de mezeluri, cârnați, ceafă, mezeluri foarte fine, lactate, produse pentru îngrijire corporală, dulciuri, băuturi, tot ce aveți nevoie găsiți în magazinele Mona Lisa. Eu o să merg la masă, o să vă arăt ce am eu pregătit aici și hai ca să trecem la treabă, bine? Începem cu asistenta, care este foarte cu minte. Lesi, tu ești o fată cu minte, da? Da, ești cea mai cu minte fată care există. Ești cea mai extraordinară asistentă. Uite ce cu minte stai tu și ești lângă mine aici, da? Bun, haideți să mergem la masă. Prima dată așa un cadru larg. Și atunci o să vă arăt că am pe masă niște slănină, ficat și rinichi, costiță și pulpă de porc, mai grasă un pic, niște ceapă, cârnați de vreo 3 feluri și un pic de gușă afumată. Aici am niște pastă de mici și aici am mezeluri. Am Kaiser, am cotlet afumat, am ce mai am? Ceafă afumată. De, toate astea le voi folosi la rețeta mea de astăzi. Plus niște brânză, plus făină de mălai, dale la rândul lor, da? Așa că, dragi prieteni, vă propun să trecem la treabă. Ce avem pe Lesi? Lesi, da? Ia, hai, zâmbește și tu la cameră, da? Și mai în jos, îl avem pe domnul Bobiță. Bobiță, tu ce faci? Aștept și tu? Poate pică ceva pe aici, așa-i? Miroase bine? Bun, hai să lăsăm fiecare la treaba lui. Căței sunt în bucătărie, dar nu sunt pe alimente, cum mănâncă câte unii altceva decât prepar eu. Și o să începem în primul rând cu niște slănină. Bun, dăm slănina deoparte. Aici am o bucată de gușă de porc. Dau șoricul jos de pe ea. O tai și pe ea. Bun. Asta e prima parte. Aici am niște unt și cu astea voi merge la aragaz la cratiță, da? O să pun untul, da? Bine. Bucățile de slănină. La topit, să-și dea drumul la grăsime. Aici am pus dovleac la fiert. Și ne apucăm la tocat ceapa, da?
o dată, două. Și după aia bucăți mari. Trebuie să fie mic, să nu se ardă, da? Am pus ceapa. Dacă observați, carnea este cu tot cușorii, da? Bucățile să fie potrivite. Și cu asta mergem la aragaz. Peste carne pun niște vegeta de casă. Din producție proprie, da? Rețeta o găsit pe infocs.ro sau pe site-ul meu, pe Culinar Bănățean. Tot aici pun și un pic de sare. Piper. Un capac care închide etajul. Da? Și lăsăm așa și va da drumul la carne. Ca să nu pierdem timpul, luăm și mezelurile. Pe care le tăiem, le pregătim și pe ele. Astea le vom pune cu 20 de minute înainte de a fi gata mâncarea noastră. Asta e partea de carne, cum s-ar spune. Pentru că mai avem de tocat și partea de cârnați, da? Bun. Astea sunt produsele finale pe care le vom pune mai spre gata. Și a mai rămas picatul. N-am pus gram de apă. Bun.
Carnea este gata pe 3 sfert. În acest moment o să pun organele, picatul și rinichiul. Le amestecăm bine și pe astea. Condimente și sare nu mai punem, fiindcă avem. Tot acum o să pun și cârnații. Este momentul să pun și mezelurile și am obținut o Hiroshima calorică. Și nu e gata, că mai avem de pus. Încerc ca să nu rupem carnea. Acum o să pun deasupra niște paste de ardei și niște paste de roșii. Și acum, aici am pastă de ardei, producție proprie. Și tot aici o să pun din pasta mea de roșii, producție proprie, o găsiți pe canalul meu de YouTube. De data aceasta pun și un pic de apă, nu mai mult. Pun niște foi de dafin. După gust și preferință, fiecare cum îi place. Și tot aici pun niște boia de ardei dulce sau iute, cum vă place. Amestecăm bine, dar încet, să nu spargem, să nu rupem bucățile de carne, da? Și acum să vedem ce se întâmplă.
topitura noastră s-a legat fain, vedeți? Ce o să mai pun eu deasupra, dar nu e obligatoriu, fiindcă n-am pus usturoi în compoziție. Mai țineți minte că v-am arătat carnea de mici, da? Pasta. E, o să pun niște chiftele, perișoare, biluțe, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, deasupra, da? Astea vor fi dietetice, că vor fi naburi, da? La ce aici înăuntru... Deci nerecomandat celor cu probleme de digestie sau alte probleme hepatice, da? Asta e pentru oameni sănătoși. Când ai spus porc și dochitură, e clar că nu vorbim de regim. Instalația și gălăgia și hai să mergem tochitura noastră este cam gata. Cartofi în coajă. Și aici am pireul din dovleac sau dovleacul fiert din care o să fac pireu. Aici pun un pic de ulei, e ulei de casă. Și acum aici o să pun făina de mălai. Mămăliga pe care o obținem trebuie să fie mai moale, fiindcă vă pune și făină de grâu înăuntru, da? Aici pun un pic de făină, nu prea multă, asta o voi opări, iar cealaltă parte de făină o voi pune după ce se stâmpără această compoziție, pentru că atunci voi adăuga și un pic de drojdie. Și aici voi adăuga dovleacul. Ați văzut că nu l-am făcut piure, nu l-am făcut pastă. L-am lăsat bun. Lăsăm să se strâmpe, le dăm drumul la cuptor să se încingă. Bun. S-a strâmpărat. Punem făină. O să mai adaug un pic de sare. E încă fierbinte. Aici am drojdie cu apă și cu un pic de zahăr. Deci va trebui să lasă să mai stâmpere un pic. Bun, s-a stâmpărat compoziția. Și acum voi pune drojdia, da? Care a început deja să și crească un pic.
mai gustați de sare. Dacă sunteți de la Cornereva sau Târnova, nu o să puneți sare în mălaie și nici în mămăligă. Și pregătim o tavă. Așa. Și lăsăm cam 40 de minute. Iată că mâncarea noastră e gata. Și mălaiul e gata. Și cartofii fierți. Și carne, da? Și aici avem un aperitiv și un pahar de vin după. Păi, cam asta e rețeta pentru astăzi. O tochitură, tocătură, tocăniță, cum vreți ca să-i spuneți. Așa, reprezentând cam tot ce înseamnă bun. Tot ce înseamnă domnul porc. Aici avem perișoara, chifteaua, cum vreți dumneavoastră ca să-i spuneți, da? Făcută în aburi. Deci ce fain arată, ia uite. Aici avem carne de porc. Uitați ce faină arată. Aici avem o bucată de ficat. Aici avem o bucată de Kaiser. Aici avem o bucată de rinichi. Aici avem un pic de slăninuță de la gușă. Vedeți ce fain e? Costiță. Și cârnați. Asta este mălaiul. Uitați ce fain e și mălaiul. Ce pot să vă spun decât coftă bună. Încercați și faceți dumneavoastră singuri acasă și o să vedeți ce fain o să vă iasă. Merge și o salată de varză acră pe lângă. Merge și sau merg și castraveți acri, merge orice murătură. Ce vezi dumneavoastră? Sau și ceapă. Ei, dragi prieteni, asta a fost pentru astăzi. A fost o muncă faină, ușoară, aș putea spune.
fiindcă ați văzut, n-a fost nu știu ce de lucru, doar tăiate câteva bucăți mari de carne, mai grosier, ceapa la fel, puse la călit, în unt, în grăsime, vreau să vă spun o grăsime care rămâne, se poate scoate, se poate îndepărta, fiindcă atenție, ceea ce am făcut noi aici e chiar o bombă calorică. Eu, când vorbim de tocănițe, tochituri sau tocături, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, nu discutăm decât mâncare, de mâncare foarte puternică din punct de vedere caloric, mâncare ce este adresată și destinată celor care sunt foarte sănătoși, nu au probleme cu ficatul, nu au probleme cu rinichiul, cu stomacul, cu colesterol și alte chestii, că dacă stai să gândești, și ăla mic când se naște, se naște cu probleme, eu știu, acumulate din timpul sarcinii de la masă, așa că câteodată chiar se cam bat câmpii. O rețetă faină, bună, care adună cam tot ce înseamnă porcul, și în stare nepregătită și pregătită. Și nu uitați că la magazinele Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră ca să faceți această mâncare. Asta a fost rețeta mea pentru astăzi. Noi de săptămâna viitoare cu alte rețete, cu alte chestii faine, super deosebită. Dar până atunci nu uitați că de tot ce aveți nevoie găsiți la magazinele Mona Lisa, unde în această perioadă se găsește din plin carne pentru făcut cârnații. Acolo vă macină carne, acolo vă dumneavoastră vă alegeți ori din pulpă întreagă și este măcinată fața dumneavoastră, ori carne pregătită pentru lucru, CPL-ul, bucățile alea de carne, dumneavoastră vă alegeți. Spuneți vreau, aia și aia vi se dă. Mațe găsiți tot acolo, sau intestine, sau membrane, da? Așa? Ce mai avem? Condimente. Ce vreți dumneavoastră? Și au început să se șmecherească românii, să bage fel de fel de ghimbir și curcuma și mai știu ce prin cârnaț și prin caltea poșa. Hai mai să fim serioși. Lăsați așa cum au fost ei, lăsați de la muma lor ca să aibă gustul ăla de porc. Băi, ia de acolo cu... Dar așa, uite, le place lor tare mult să pune din alea galbene colorate și uți, și uți, încârnați că nu-i mai mănânci. Noi, așa, acolo un pic de usturoi și cu un pic de, știți, cu bar zacră și cam astea. Bun. Gata, asta a fost pentru astăzi. O să ne pregătim cu sarmale, cu supă, cu carne la cuptor, cu de toate, da? La rândul lor toate, da? Până atunci, nu uitați că la magazinul Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră, începând de la carne proaspete, preparate din carne, mezeluri, lactate, dulciuri, produse pentru plăcere corporală, pentru curățenia casei, băuturi alcoolice, sucuri, tot ce vreți găsiți la Mona Lisa. Și nu uitați de ofertă de carnea pentru cârnați. Asta a fost. Noi ne vedem săptămâna viitoare. V-am pupat. Rămâneți sănătoși. Ciao, ciao!